În ultima etapă a campionatului național de fotbal feminin Liga 1, CSS Târgoviște s-a deplasat la Buzău, acolo unde a întâlnit formația Metalul. Târgoviștenilor au făcut pur și simplu spectacol, reușind să câștige partida într-o manieră categorică, 9-0. După această victorie, fetele noastre au urcat până pe poziția a treia clasamentului, în spatele celor de la Municipal Târgu Mureș și Blue Angel Brașov. În runda următoare, programată pe 2 octombrie, fetele noastre vor juca acasă cu fotbalistele de pe locul secund Blue Angel Brașov. Așadar, microbiștii sunt așteptați să vadă la lucru două dintre cele mai bune formații din fotbalul feminin ale începutului de sezon. Sunteți pe locul 3 și pare că CSS e total schimbat în bine față de sezonul precedent. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Am început mai bine. Prima etapă, din păcate, am pierdut la cei de la Fair Play. Au urmat două etape de a mă obțin maxim de puncte. De-abia de acum încolo să înceapă greul campionatului, unde vom întâlni echipele puternice. Până acum am avut cu echipe nou promovate. Sperăm, începând cu etapa următoare, unde vom întâlni echipa clasată pe locul 2, cei din Brașov, să obținem victoria, să trecem pe locul 2 și să încercăm să ne menținem acolo până la sfârșitul campionatului. Sunt modificări de lot față de cel din sezonul precedent? Da, au intervenit foarte multe schimbări. Am transferat 12 fete de la Sporting Craiova, le-am luat de la București, de la Smart, echipă care s-a desființat. Ele fac pregătirea la București cu domnul profesor Marinescu. Încercăm de două ori pe săptămână să ajungem și cu restul fetelor pe stadionul Rocar și să ne întâlnim să facem toată echipa antrenament. Am transferat niște fete foarte bune de perspectivă. Sunt două jucătoare, Costache Valentina și Simion Mituța, care sunt în vederile lotului național. Ele, neavând jocuri în picioare, nu se știa de ele. Acum, în special, Simion Mituța este golghetera echipei. În 7 goluri date în două etape. Prima etapă am jucat cu fetele care le aveam, în etapa a doua am transferat restul de fete.